Dacă cea mai veche meserie în unele țări s-a legalizat și statul controlează această industrie, în România se practică la negru, chiar dacă mulți nu vor să recunoască. Multe români ce aleg să plece din țară și să practice această meserie într-o țară vecină, unde statul și-a dat seama că nu poate opri acest fenomen, dar pot câștiga de pe urma lor. În România, acesta este un subiect tabu. Se pare că există și va exista chiar dacă biserica este împotriva fetelor care își scot la vânzare trupul. Ce părere aveți despre legalizarea prostituției? Ce întrebare, domnule. Păi, cred că ar fi ceva ok. Nu sunt de acord cu așa ceva, nu. N-aș fi de acord cu așa ceva. N-aș fi de acord. Nu e un lucru frumos, nu e un lucru bun. Din toate punctele de vedere e rău. Și pe bază de religie, de așa, și ca față de tineri sau de bătrâni. Chiar se întâmplă asta? O părere foarte proastă, pentru că nu mi se pare foarte normal să se întâmple acest lucru. Pentru că unii oameni muncesc din greu și alți oameni își bat joc în primul rând de ei înșiși și de restul. Restul sunt doar resturi. Este o prostie. De ce? Păi, în primul rând, Biblia interzice acest lucru. Înaintea lui Dumnezeu este o urăciune, prostituția. Și asta e cel mai important lucru. Pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, care conține adevărul și acolo găsim legile și instrucțiunile lui Dumnezeu. Nici o părere, cei mai deștepți oameni. Bravo lor! Da? Cei mai deștepți oameni. Cea mai prostă idee. De ce? Păi, cum zice? Ar fi bine? Păi, se face, dar nu frumos. Și nu sunt de acord cu ei. Fiecare face ce poate, ce pot să zic. Fiecare se descurcă cum poate. Sunt multe familii care au nevoie, sunt mame bolnave, copii care au nevoie. Sunt multe familii săraci care nu pot. Asta e, Vi se deci. pare prostituția soluție? Nu mi se pare o soluție, dar dacă e să punem așa, îi o soluție și e mai rapidă. Dacă e așa să o luăm.